Vă salut din nou. M-am gândit să fac un scurt video despre benzi folosite la regips, colțuri, colțare, etc. și unde se folosesc. În primul rând, colțul metalic, care se montează cu șuruburi sau cu o sculă specială care se pune peste, se lovește cu ciocanul și îl fixează de colț. În general, astea sunt colțuri exterioare, colțuri de trafic, cum ar fi, de exemplu, acest colț here, aici. Da? Deci e simplu. Se pune peste, se apasă în câteva șuruburi, după care se termină cu șpacul foarte, foarte frumos. Colțuri foarte rezistente, foarte bune. Ăsta e un gen de colț care îl folosesc la colțuri de 90 de grade, colțuri de trafic, cum am mai spus. Benzi și colțuri. Banda de hârtie, care o știm cu toții și bănuiesc că ați folosit-o, mulți dintre voi, are o cută pe mijloc și se îndoaie pentru colțuri de 90 sau alte colțuri, cine vrea să le folosească. În general, eu folosesc hârtia asta la colțurile de 90 de grade la tavan, cum ar fi acolo, sau colțurile verticale. Și îl mai folosesc și la îmbinările între plăci, cele tăiate de fabrică. Deci nu mă refer la plăcile de regips, la părțile lungi, cele care sunt, care au hârtia pe muchie. Deci la cele care sunt tăiate folosesc hârtia. Fibra, banda din plasă, din fibră, o știm toți. Asta în general o folosesc numai în cazuri de forță majoră, în caz de reparații sau în caz de dacă sunt lipsuri mari, să zic că placa e prea scurtă sau ceva de genul ăsta. Și la îmbinările între plăcile de regips, la părțile care sunt acoperite cu hârtie, unde sunt puțin, unde au o mică deformare, ca să ascundă banda. Acum, despre alte colțuri, benzi, am aici două genuri de benzi. Unul se cheamă Ultraflex ăsta. De fapt, ambele sunt Ultraflexuri. Ce sunt? Sunt niște benzi de o hârtie mai solidă ceva. În interior sunt două plăci metalice din aluminiu. Sunt lipite. Colțurile astea de obicei le folosesc la unghiuri care nu sunt de 90 de grade, unghiuri custom, să le numesc așa, cum ar fi, de exemplu, acest unghi de 120 de grade aici. Asta se folosește simplu, deci la fel să îndoaie cât de cât și să aplică peste material frumos. Și aici deja l-am făcut, e destul de solid, nu e ca cel metalic, dar e aluminiul ăsta destul de tare, adică de-abia poți să-l îndoi. Așa, cum îi spune structural, drywall corners, non-coat. Dacă se găsește în România, vi-l recomand. Nu e ieftin, e mult mai scump decât cel din fibră sau din hârtie. Deci, ăsta îl folosesc, banda asta o folosesc la colțuri exterioare. Colțuri de 120 de grade, da? Exterioare. Pentru colțuri interioare ar merge, dar nu prea îmi place cum merge cuțitul pe el, adică dacă apăs prea tare,
s-ar putea să-l dezbin, dar trebuie să fiu atent. Și atunci folosesc alt gen de bandă. Banda asta, care este un material mai plasticat. Nu știu dacă este termenul românește, plasticat, plasticiat, plastificat, plastizat. Așa. E foarte bun. E destul de dur. Are memorie. Deci dacă îl îndoi, stă la unghiul care îl fac. Și în general la fel îl folosesc la unghiuri custom, deci unghiuri care n-au 90 de grade, nu sunt cuțite de 90 de grade, cum ar fi unghiul ăsta de 120 de grade interior aici între geamuri, unde l-am și folosit, ceva de genul ăsta. Se aplică peste material, material peste, etc., etc., da? L-am mai folosit, de exemplu, fac o nișă aici pe un hol, o să vă arăt, și l-am folosit, cum se vede aici, de-abia l-am instalat. Aici sus, și o să îl folosesc și în colțurile astea. De ce l-am folosit? Că cel de hârtie, dacă îl foloseam, mi-ar fi fost greu să-l netezez perfect cu cuțitul. Ăsta e mai dur, mai rigid și face treabă mai bună. Și în caz dacă, eu știu ce o să fie aici, o să mi-arunc cheile sau eu știu ce o să fie aici, ăsta nu o să pot să-l distrug așa ușor. Deci e o bandă foarte, foarte bună. La fel, scumpă, dar își merită banii. Un alt colț, nu mai am să vă arăt, dar l-am montat aici, e din plastic. E din plastic, la fel îl pun cu șuruburi și ăsta se poate pune direct peste material, dar ca să nu mai pierd timpul, l-am pus cu șuruburi. În spate am lemn și aici am lemn pentru colțul de metal. Deci astea ar fi colțurile, colț de plastic, colț de metal, colțurile din materiale, să zic, mai tari decât hârtia, și ăsta e un plastic mai e poros ca să prindă gletul ăsta peste, și ăsta e ca o hârtie asta la altul. Deci astea vi le recomand dacă aveți o lucrare mare sau eu știu. Nu știu cum îl găsiți acolo, aici e destul de scump, adică un astfel de rol aici, ăsta, e vreo $35, ăsta cred că am dat și pe ăsta cam la fel, $35, astea sunt destul de ieftine, ăsta e vreo $3-4 hârtia, ăsta e vreo, nu știu, $9-10, că s-au scumpit toate în ultima vreme. Colțurile metalice destul de ieftine, eu știu, un dolar și ceva, până în $2 cred că e un colț metalic, și vine, are vreo 2 metri jumate lungime. Cam astea ar fi câteva aspecte legate referitor la benzi, să le arăt pe toate că sunt prea aproape, la benzi și la colțuri. Mulțumesc pentru atenție, sper că v-am mai deschis puțin orizontul. Celor care nu știu, sunt convins că sunt mulți dintre voi care le știți deja, aș prefera să văd mai multe comentarii chiar la clipurile care le-am făcut sau în general mai multă activitate, întrebări, aș vrea să mai învăț și eu de la alții, sugestii. Chiar aș vrea să văd poze, filme făcute de voi. Nu? Avem YouTube-ul, avem internetul, avem un forum extraordinar unde am întâlnit câteva persoane speciale și cărora le mulțumesc, și în continuare sper să colaborăm pe calea netului.
Deci până la următorul episod, vă doresc toate cele bune. Răzvi a fost.